Campania Un Dar pentru Profesorul Solidar a ajuns și în acest an în casele foștilor pedagoși din raionul Săroca. 25 de profesori vârstnici au primit daruri de sărbători și 1000 de lei. Acțiunea de caritate este organizată de către Direcția de Învățământ. Dorina Pahom a muncit 35 de ani la școala din satul Slobozia Vărâncău. Generații întregi de copii au studiat lecțiile ei, predate cu multă dăruire. Acum cu drag îi pășesc pragul casei foștii discipoli, încălzindu-i inima de sărbători. Dar pentru mine așa s-a primit pe viața mea întreagă. Bucurii continuă. Copiii sunt curați, copiii sunt frumoși, sunt minunați. Eu nici nu mă pot supăra pe dânșii. Eu singur eram pus pe șotii totdeauna. Dorina Pahom spune că banii primiți în dar va folosi pentru cadouri de sărbători. Eu am să găsesc loc pentru tine și un loc bun. Am să eu cred că cel mai mult dar. În nume dumneavoastră o a știut să foarte, foarte armonios maestrie pedagogică, un în alt de cunoștință, cu un desăvârșit simț al umorului, creând din lecțiile sale adevărate povești de viață. Suntem bucuroși că gimnaziul nostru a contribuit la campania Un dar pentru profesorul solitar, așa că am adus bucurie pentru foștii noștri profesori. Banii adunați în campania de caritate vin în urma vânzărilor de calendare tematice, confecționate de către angajații Direcției de Învățământ Soroca. În acest an au fost confecționate aproximativ 400 calendare cu tema Elevii soroceni, speranțe de viitor care includ poze cu unii dintre cei mai buni elevi la învățătură, activitate artistică, sport, voluntariat. În acest gen de caritate sperăm să aducem speranță și bucurie în casele pedagogilor solitari. Campania Undar pentru profesorul solitar este la cea de-a treia ediție.